ți s-a întâmplat, prietene, vreodată, ca într-o scrisoare dorul tău să-l pui, dor izvorât din inima curată, din focul viu al dragostei din gât, ți-ai pus în slovă inima întreagă cu zâmbet și cu lacrimi când le-ai scris. Pentru ființa anume cea mai dragă cu ce emoții plicul ai trimis. Și începe acum cu un privă așteptare, cu luptă între speranță și îndoiere, răspunsul îl aștept cu un figurat. Va fi un da sau un nu? Cum va fi? Dar zile trec, nopți lungi de frământare, trec luni, un an, apoi trec ani, stingeri. Târzi-o, frate, ca acea scrisoare, nedesfăcută zace într-un unghier. Ce dragoste aleasă și fierbinte și atât de cruntă răsplătirea vouă. Dar, dragul meu, nu-ți treci acum prin minte că o scrisoare ai primit și tu, căci Dumnezeu din lumânii de pace ți-a scris-o cu iubirea sa din cer. N-o știi, ori n-ai citit-o, ori a zace nedesfăcută într-un uitat unghier. Unde la scrisoare, aceasta e hotărârea ce o poți lua, aceasta e clipa ta de cercetare, când poți în umilință spune da.